Obișnuiam să fiu foarte rebel, distrugându-mă adesea ca act de rebeliune gestionat de iluzia puterii interpretate greșit pe care o aveam adolescent fiind. Mă consideram revoluționar atunci când eram crud cu mine. Mă lipseam de somn, mâncare și tandrețe pentru că asta părea că mă face să simt că trăiesc cu adevărat. Însă tot acest proces autopeiorativ cu timpul a devenit plictisitor. Respectul și grija de sine au luat locul. Să-ți pese de tine și de cei din jur e adevărata rebeliune. Să apreciezi toate lucrurile mărunte care te fac să zâmbești de-a lungul zilei, în același fel și cu aceeași putere cu care obișnuiai să lași lucrurile negative să te controleze, este adevărata revoluție. Propria re-evoluție.